Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Și vreau să citez din 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni badjocoritori plini de jocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de ape. Iar cerurile și pământurile, pământul de acum sunt păzite și păstraste prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor, cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Amin. Aș vrea, înainte de a vă așeza, să vă revendicați dreptul de a sta jos pe scaun și să spuneți celor din stânga și din dreapta, Dumnezeu să-ți asculte toate rugăciunile. Meritați să vă ocupați locurile, le-ați câștigat cu mare jertfă și cu mare sacrificiu. Că e foarte ușor să vorbim ușor și să vorbim de rău pe cineva și e greu să-l binecuvântăm. E un preț pe care l-ați plătit și Domnul să vă binecuvinteze. Vă salut, îl salut și pe Cipri. Unde-i chitaristul? Tu ești băiatul lui, așa? -i? Să vede că ești băiatul lui, că tot ești maica ta. Domnul să te binecuvinteze. Eu cu Cipri vorbesc des la telefon, este mentorul meu în ale bloggingului. El m-a ajutat să pun pe picioare o platformă în care slujesc în mediul online. Prin Harul lui Dumnezeu mă apropii de 350 de capa de oameni care se alimentează și care cresc și se întăresc spiritual. Domnul să-L binecuvinteze pe păstorul dumneavoastră și pe toți slujitorii dumneavoastră. Pe de o parte îi mulțumesc fratelui Mihai Ungureanu și cu dânsul vorbesc des la telefon în limba română, chiar dacă el e ungureanu. Domnul să-l întărească și să-i dea putere și biruință. Pentru că este luna martie și a fost ziua dumneavoastră, cele care sunteți doamne și mame, nu știu exact dacă ați primit un buchet de flori de ziua dumneavoastră, însă, înainte de a purce de la slujire, am o temă de casă pentru toți bărbații care luna aceasta nu ați luat un buchet de flori soției dumneavoastră până duminică să luați un buchet de flori soției dumneavoastră. Obligatoriu. Și dacă nu vă faceți tema, o să le rog pe surori să-mi scrie pe Instagram sau pe Facebook și când mă întâlnesc cu dumneavoastră, nu va fi bine deloc. Permiteți-mi să vă citesc o poezie pe care am scris-o, pe care am numit-o Sfânta Mama pentru că ne-am dat seama că aportul dumneavoastră este unul extraordinar și pentru că noi vă prețuim și Biserica Pentecostală nu este misogină în sensul că își cinstește Doamnele și aș vrea să fiți cu luare aminte. Este un imb pe care l-am închinat, l-am dedicat celor care sunt și sfinte și mame, cu palmele crăpate și fața încrețită și cu dureri de spate și veșnic obosită. E Doamna dintre Doamne și Sfânta dintre Sfinți ce crește cu ardoare fete și fii cu minți. Așa privim noi, Mama. Ea merită statuie în centrul metropolic, toți fiii să se adune la pieptul ei eroic. Așa privim noi, Mama o doamnă între doamne, până nici Dalai Lama nu are două mame. Mama e o comoară ce merită păstrată cu dragoste în suflet, în inima curată. Trimite-i trandafiri și îmbrac-o în lalele, că peste cimitir noi zâmbet pentru ele, mai sună, mai zâmbește -i mai spune-i vorbe bune și anii grei iubește durerea să-i aline curând. Privivei locul unde stătea Evea și și aștepta odorul, dar vei vedea doar prispa. Ea-și luase de mult zborul. Când mama ia amintire, obrazul este rumen, sărută-l cu, cu iubire cât încă îi e umed în foarte scurtă vreme vom fi și noi asemenea, când vom fi tați și mame bătrâni, iar cinstea ni se cerne. Doamne, ai milă de toate mamele, de toți tații și de toți copiii. Amin? Știți când își adună omul nefericire în viață? Vorba lui Adrian Păunescu. Fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni. La bătrânețe își abandonează copiii bătrâni Părinții și au parte de bătrâneți nefericite. De aceea să fim culoarea minte și să ne, nu uităm cinstirea părinților până când aceștia ne părăsesc, pleacă dintre noi. Frați și surori, aș vrea în seara aceasta să răspundem la câteva întrebări și s-ar putea ca Dumnezeu să vă aducă un răspuns la dilemele dumneavoastră, la întrebările dumneavoastră și anume de ce întârzie Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale? De ce întârzie Dumnezeu să răspundă? Și spune Sfântul Apostol Petru, fraților, să știți că în vremurile din urmă se vor ridica batjocoritori plini de batjocuri. Vreau să vă spun că am observat în jurul meu, în proximitatea mea, foarte mulți batjocoritori și din ce în ce mai puțin mijlocitori. Și bați jocoritorii vin și spun, ia să vă văd. Prin Harul lui Dumnezeu ne-am apucat să construim o biserică. De fapt, două. Una ne vom muta de Rusalii în Iac, că am început construcția de trei săptămâni. Și e suficient timp până la Rusalii, nu? Sau? Și dumneavoastră ne bați jocoriți. Bați jocoriține. Cu toți pocăiții cu care am vorbit, aproape toți, 98%. <laughs> Dar tu știi ce înseamnă să construiești o biserică? Îi zic, habar n-am, că n-am mai construit niciodată. Dar mă încred în Dumnezeu, slăvi să fie Domnul în veci. Joi va fi acoperită, deja mâine dimineață vine electricianul, băgăm curent. O să vă spun la urmă detalii. Și mă întâlnesc cu frați slujitori și nu m-am bat jocoră și spun, mulțumesc frate bat jocoritor, mulțumesc. Și se uită la mine și mă întâlnesc cu oameni, cu domnul primar din Comuna Gheoroc și cu alții. Da, domnule, zice, să știi că se poate. Sunt foarte dezamăgit în ultima perioadă. În, în, același timp sunt foarte bucuros. Văd mâna lui Dumnezeu la lucru. Dar îți dezamăgit de faptul că s-au ridicat mulți jocoritori. Fațada la biserică. Fațada ne trebuie nou. Și altele, și altele, și altele. Sunt jocoritori inclusiv printre noi. Haideți să le răspundem și să le închidem în gura. De ce întârzie Dumnezeu să răspundă la rugăciune? Dumnezeu întârzie să răspundă la rugăciunea ta pentru că tu nu ai învățat ce vrea El să-ți transmită. N-ai învățat. Dumneavoastră știți ce spune Sfântul Apostol Petru? Încercarea lucrează răbdare. Simplu. Și întâlnim oameni și vin și spun, frate, M-am săturat, m-am săturat, gata, nu mai pot să aștept. Tot am așteptat să vină să-și ceară iertare, nu mai pot. Și încercarea la ei se întinde pe patru decenii, pe cinci decenii și moare și este pus într-un sicriu și se duce în pământ și putrezește. De ce? Pentru că n-a învățat niciodată. După 40 de ani de pocăință, el este tot cu abecedarul în mână. El nu vrea să învețe lecția. Și vreau să înțelegeți eu, când vine o nenorocire peste mine, un necaz, nu-L rog pe Dumnezeu din prima să-L îndepărteze, ci stau, fac liniște în interiorul meu și zic, Doamne, unde am deviat? Ce vrei să-mi transmiți? Nu îndepărta nenorocirea de la mine până când nu înțeleg, pentru că altfel trebuie să stau ani de zile Doamne, ce ai vrut să-mi transmiți? asta și mă pocăiesc și iau zile de post și trece încercarea. Și vine alta și trece încercarea. Și aceeași problemă. Frate, zice, am o problemă. Din tinerețea eu am. Am un păcat. Din tinerețea eu am. Și tot necazuri. Și necazuri în familie. Și nu mă mai înțeleg cu soțul. Și nu mă mai înțeleg cu soția. Înțelege că trebuie să înveți odată lecția. Să zice că om, omul inteligent învață din greșelile altora. Omul mediocru învață din greșelile lui. Dar celălalt nesocotit nu învață nici din ale lui, nici din ale altor. Dumnezeu întârzie să răspundă pentru că noi nu am învățat uh, lecția aceasta. Uh, erau evrei și șerpuiau prin pustie. Șapte zile trebuia să facă până în Canaan. Unde mergeți Spre Canaan. Dar ei erau cu fața spre Egipt. Pentru că în loc să învețe, să aibă răbdare și să se încreadă în Dumnezeu, se răsculau împotriva lui Moise, cârteau și au stau 40 de ani în pustie până au murit toți cârtitorii. Și apoi au intrat doar doi în Canaan care au învățat lecția. Și au spus, noi nu vom mai cârti niciodată, noi nu vom mai fi raționali, noi nu mai punem niciodată logica noastră în fața credinței lui Dumnezeu. Nu vă luați după ei, zice Iosua și Caleb și și-au rupt tainele de pe ei. Ne vom duce și voi mânca de vii. Nu ne uităm noi că au șase degete la mâini și la picioare. Sunt niște cadavre pe picioare. Noi împreună cu Dumnezeu facem majoritate. Învață dată că încercarea ta lucrează răbdare. Dar tatu ai devenit și mai nerăbdător, și mai nerăbdător, și mai agitat, și mai nervos din cauza bolii, din cauza datoriilor, din cauza amenzilor. Înțelege odată că trebuie să conduci mai lejer. Eram obsedat, de, eram terorizat de amenzi, am luat am luat câteva amenzi. Acum am și depășit un milion de kilometri uh, și dacă, dacă nu aveți nici măcar o de mii de kilometri, nu comentați amenziile nimănui, că de acum încep și la dumneavoastră amenziile. Și atunci, am, uh, la un moment dat am zis, mă, nu mai suport. E adevărat, tot pe fugă, și cu serviciu, și cu familia, și cu evanghelizări, și cu biserica. În fine, și mi-am propus, am zis, vreau să merg regulamentar. Și am reușit. Patru ani de zile n-am luat nicio amendă. Numai că acum de vreo, de vreo lună de zile am recuperat. <laughs> mă duceam, mă luat din mers un Volkswagen Polo, aveam 9-7 la oră, mai aveam 3 și rămâneam și fără permis. Dar era la ieșire din localitate, nu era niciun pericol acolo, că făceam drumul ăla zilnic. În fine, am plătit amenda și gata. Învață! Iară eu amendă! Păi dacă iară tu accelerezi... Am văzut niște motocicliști de-ai mei pe aici. Grijă mare! Cu motocicleta am luat cele mai multe amenzi. Doi, Dumnezeu întârzie, și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că uneori răspunsul lui Dumnezeu e nu. Nu. Și stăm în fața ușilor închise de Dumnezeu și plângem. Doamne, de ce? Doamne, de ce? Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, răspunsul e nu. Iată ce zice cel ce închide și nimeni nu, des, nu, mai deschide. Cel ce deschide și nimeni nu mai închide. Când Dumnezeu a închis o ușă, are motivele lui pentru care a închis-o și nu dați cu capul în ușile încuiate pentru că nu aveți cap de rezervă și când Dumnezeu deschide, e deschisă. Și atunci se vede minunea lui Dumnezeu și se văd miracolele lui Dumnezeu. Frați și surori, uneori răspunsul lui Dumnezeu e nu. Dumneavoastră știți și este, este greu și îl cred și pe Pavel. De câte ori am făcut rugăciune cu ungere, cu un delem și veneau oamenii și mărturiseau cum Dumnezeu s-a atins de ei, dar bolnav făceam ungeri cu un delem și tot bolnav le asculta mărturia. Dar n-am zis niciodată, Doamne, dar de ce nu te atingi de mine? Dar are el un scop pentru care ține anumite suferințe în trupul nostru. Zice Pavel, Doamne, mi rușine, mi jenă de oameni aceștia, Doamne, eu mă duc, mă rog, eu tih în vie și eu cu boala după mine, Doamne, vindecă-mă de țăpușul acesta. Și zice, nu. Doamne, da te rog, nu. Doamne, da te rog, nu. Harul meu ți este suficient. Frați și surori, Doamne și Domn, uneori răspunsul lui Dumnezeu este nu. Înțelegeți asta. Dar vreau să mă mărit cu el, frate, zice domnișoara. Păi da, dar dacă Dumnezeu a zis nu, înseamnă că nu-i pentru tine. Mai așteaptă. Dar eu vreau să mă însor neapărat cu ea. Păi bun, eu înțeleg că îți place de ea, că e frumoasă, că e pocăită, că e serioasă, că e din familie bună. Dar poate că e soția altuia. Dacă Dumnezeu a zis nu și nu merge și vezi că nu percutează la mesajele tale, las-o! Că pierzi vremea. Și ajung ajuns la 35 de ani și mai prins ultimul vagon de la tren. Dacă nu-l mai prins nici pe el, mers cu marfarul. Dumneavoastră știți că și Domnul Isus Hristos a avut rugăciuni neascultate? Nu, nu, știu de ce nu ne obișnuim cu aia. Aia vezi, întârzie Dumnezeu, vezi că nu intervine. Și a zis, Doamne, depărtează paharul acesta de la mine. S-a rugat odată, s-a rugat a doua oară și s-a mai rugat vreodată. Da, s-a rugat și a treia Doamne, depărtează. Și în cele din urmă a zis, înțeleg, asta este voia ta. Știți ce înseamnă asta? Asumarea cu maturitate a voii lui Dumnezeu, care este sfântă, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu este nu. Noi ne-am obișnuit să fie doar răspunsuri afirmative, să se netezească toate căile înaintea noastră. O, oh, multe rugăciuni nu mi mai ascultat Dumnezeu și mulțumesc din suflet că nu mi le-a ascultat. Că dacă mi le asculta, era poate vai șamar de, vai șamar de mine. Dumnezeu întârzie și ți se pare că întârzie, că deja ți-a răspuns, uite, în seara aceasta nu sunt proroc, dar zic, conform Bibliei, așa îți vorbește Domnul, răspunsul este nu. Da, frate, dar îți bolnav. Dacă el știe că dacă te faci sănătos, faci prostii. Și zice, vreau să-l duc în cer, neapărat. Pavele, tu ai fost în al treilea cer, că după ce a venit din cer să vorbește despre țăpușul ăla. Eu dacă nu spuneam în carne țăpușul acesta, tu ajungeai să te crezi, știu eu, cine pe pământul acesta. Dar ți-am pus țăpușul acesta cu un scop. De aceea aș vrea să înțelegeți acest aspect. Dumnezeu întârzie, sau ni se pare că întârzie, pentru că are ceva mai bun pentru noi, pentru tine. Are ceva mai bun frați și surori, și vin bat jocoritorii și spună, nu se mai mărită fata ta, ce păcătoși suntem. Cum să scoți așa ceva din gura ta? Copiii mei s-au însurat, fetele mele s-au măritat. Dar dacă nu era harul lui Dumnezeu peste ele, credeți că era bine? Cum poți să spui așa ceva din gură? Soră pe Penina, cum poți să spui, eu am fi, tu nu ai fi? Dar oare nu Dumnezeu ți-a dat? Oare nu Dumnezeu e cel care ți-a dat? Cum am putea să ne mândrim în felul acesta? Dar ascultați-mă, dar și când Dumnezeu îi dă un băiat lui Ana, dați-mi dumneavoastră un nume de copil la lui Penina, unul singur, sau ceva relevant care au făcut ei, nimic nu știm, doar că au fost la număr acolo, au avut câțiva copii. În schimb, Ana a născut unul și bun, Samuel. Și când zici Samuel, zici Dumnezeu a ascultat. Ana înseamnă rugăciune. Ana se roagă, Dumnezeu a ascultat. Dumneavoastră vă rugați și Dumnezeu ascultă. Slavă Domnului! Și întârzie, și întârzie. Și zici, Doamne, dar am pierd speranța, dar îmi bătrânesc. Dar, nu știu, așteaptă în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Că vine izbăvirea. Și când vine izbăvirea de la Dumnezeu, rămân, rămân muți dușmanii dumneavoastră. Era Domnul Iisus Hristos s-a dus cu ucenici în Samaria și samaritenii au ieșit și au spus plecați de la noi, n avem nevoie de voi. Dar au zis și ei, cocoșii, s-au văzut și ei tar lângă Iisus Hristos. Doamne, auziți, auziți ce planuri. Să coborăm foc din cer, noi să coborâm foc din cer și să fie mistuiți. Mă, termină-te, mă, puric, ce ești tu, mă. Cobori tu foc din cer. Și zice Domnul Isus măi copilași, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți. Voi vedeți în Samaria niște batjocoritori. Eu văd în Samaria proroci și oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Câțiva ani au trecut. Și când s-a dus Filip, mandatat de Consiliul Bisericesc de la Ierusalim. De la, uh, și când a început să se roage și să-și pună mâinile peste ei, o mare trezire în Samaria. Toată Samaria a fost botezată cu Duhul Sfânt. Stimată soră, nu îi zice lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce simți pentru bărbatul tău care te jignește și care te bate și care te umilește. Trebuie să vezi în el ceea ce vede Dumnezeu. Scurtă este vremea. Și îl vei vedea plângând înaintea lui Dumnezeu. Și îl vei vedea că se botează. Și în curând va fi predicator. Și în curând îl va sluji pe Dumnezeu. Și va mărturisi că a fost un nemernic. Și dacă nu se îndura Dumnezeu de el, murea ca un nebun. Să vedeți în copiii dumneavoastră care poate se drogează și fi înbeți acasă. Mai așteptați, Dumnezeu are ceva mai bun decât să-i omoare. Vrea să le mântuiască sufletul și să-i facă niște fii de Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Dumnezeu se pare că întârzie, dar Doamne, de 20 de ani, mă rog, la noi în biserică, eram într-o biserică din ara și uh, am plecat, le-am spus fraților, vreau să închei mai repede că mă cheamă Dumnezeu să fac o lucrare la spital. Habar n-aveam despre ce-i M-am dus la spital, m-am oprit în fața spitalului, era noaptea. Ploua afară și a zis Duhul Domnului, ieși din mașină, intră în spital. Am intrat în spital. Urcă la etajul 2. Am urcat la etajul 2. Iau în stânga și te duci până în capătul coridorului. Și mă duc acolo. Un singur domn care se ținea de calorifer, așa stătea, cu o pungă după el, M-am oprit în dreptul lui și am spus, pentru ce m-a trimis Dumnezeu? A întrerupt predica de la biserică, am lăsat pe oameni acolo și m-a trimis la dumneavoastră. Și el s-a uitat la mine și a început să-i curgă ca niște boabe de porumb, lacrimile. Și am zis, uitați aici, aveți niște bani. Cum stați cu banii? Și au zis, soția mea este internată sus, la următorul etaj, la diabetici. Și zice, mai aveam 10 lei amândoi. I-am dat niște bani, nu foarte mulți. Și am zis, ăsta e pretextul. Pentru ce m-a trimis Dumnezeu la dumneavoastră? El s-a uitat la mine și a zis așa. Eram în pat în seara aceasta și am zis, Doamne, dacă mai contează sufletul meu înaintea Ta și dacă mai am vreo valoare și mai are vreun rost să trăiesc, dă-mi un semn că mă iubești și că nu m-ai uitat. Și în timpul acesta, probabil că în timp ce el se ruga, Dumnezeu îmi vorbea mie, același Dumnezeu. Bun, s-a terminat, i-am dat numărul de telefon și am plecat. A doua zi sună telefon, era el și nevasta lui. Și zice, trebuie să ne întâlnim. Bineînțeles, m-am dus, m-am întâlnit cu ei. Au zis cum a prezentat el situația. Și zice, doamna, zice, m-am dus la el în, în, în salon a doua zi și îmi zice, o venit un înger la mine aseară. Fiți atenți! Cum îmbracă Dumnezeu slujitorii lui cu slava lui pentru o secundă ca să-și proslăvească numele lui? Dar zice, cum? Și am zis, când am intrat pe ușă, zice, gata, îl pierd, dar are halucinații. Și zice, eram pe hol și din tavan, auzit, eu am venit de jos, din tavan a coborât cu aripile și a adunat aripile, s-a oprit în fața mea și a stat de vorbă cu mine și mi-a zis asta, asta și asta. Și a zis, gata, îl pierd. Zice, stai, 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 zice, n-am luat-o, nu am înnebunit. Uite aici, mi-a dat și banii îngerul. Era tot îmbrăcat în alb și strălucea și mi-a dat banii aceștia. Zice, când am văzut banii, mi-am dat seama că e ceva, e la mijloc. Am sunat în satul lui, la fratele Sami Fedur, era din Șicula, și am zis, ne dați voie să-l botezăm la noi la biserică. Neapărat a vrut să se boteze, l-am botezat. A fost cea mai frumoasă sărbătoare pe care am avut-o în viața bisericii noastre de 8 ani de zile. Și la urmă, soția lui am zis, dacă sora are ceva să ne mărturisească. Și acum fiți atenți. Am ieșit fraților, zice, eram acasă și am ieșit afară, m-am uitat spre cer și a zis, Doamne, am 46 de ani de căsătorie cu acest om pe care îl iubesc. Dacă tu ai hotărât ca o veșnicie el să fie într-o parte de, de tine și eu în alta, e alegerea ta, eu tot te iubesc, lacrimi ca să plâng nu mai am, le-am plâns pe toate, ca să postesc, nu mai am stomac pentru că e distrus în mine, nu mai pot nici două ore să stau fără mâncare. Încredințez lucrarea asta în mâna ta și când a încredințat-o în mâna lui, a preluat Dumnezeu controlul. Soră și frate, doamnă și domn, mamă și tată, vreau să mă asigur că aveți certitudinea că în momentul în care încredințați o problemă în mâna lui Dumnezeu, e pe mâini sigure, amin? Credeți asta în Dumnezeu, aveți încredere în puterea lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul în veci. El ni se pare că întârzie și au zis fraților, după 46 de ani de rugăciune și post, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Noi ne rugăm un an, ne rugăm doi, trei și obosim. Și foarte repede obosim. Și abandonăm să nu vă așteptați. Să nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă împlinească o rugăciune abandonată. Vin bat jocoritorii și spun, copiii tăi, soțul tău, soția ta, neamurile, atâta numai să spui, Există un Dumnezeu sus, El Roi, Dumnezeu care vede. Dumnezeu care vede necazul meu și când s-a născut un copil, i-a pus numele Rui Ben, adică vedeți fiu, adică Dumnezeu a văzut și dorința mea și necazul meu și suferința mea. Ni se pare că Dumnezeu întârzie, pentru că trebuie să mai facem și ce știm. Dragilor, Există o formă de obediență spirituală, de dependență de alții. Noi avem identitate în Hristos. Noi citim Biblia, noi ne rugăm. Trebuie să înțelegem că uh, trebuie să mai facem și ce știm. Se spune despre Mudi că în fiecare noapte Dumnezeu îi arăta în vis de unde să predice din Biblie. Și îl ascultau zeci de mii de oameni și să pocăiau. Și într-o noapte nu a visat nimic și era programat să predice. Și nu s-a dus. Și nu s-a dus o zi, două, trei, patru, cinci. La câteva zile, săptămâni, s-au autosesizat păstorii și s-au dus la el la acasă. Și a zis, frate Mudi, ai păcătuit? Hai să ne rugăm. Nu, zice. Uite care e situația. Și s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat și într-o noapte are un vis. O vedenie de noapte. Și era în fața unui birou și dincolo de birou era o persoană. Stătea așa și scria ceva și zice, știa că e Iisus. Și zice, Iisuse, de ce ești supărat pe mine? Cu ce am greșit? Vreau să mă pocăiesc. Și nu-i răspunde nimic. Întreabă a doua oară și a treia oară, zice, s-a ridicat cea mai blândă privire care am văzut-o în viața mea. Și a zis, Mudi, nu sunt supărat pe tine. Iisus, cum ești supărat pe mine? De o lună de zile nu mai vorbești noaptea. Eu nu știu ce trebuie să predi. Mudi zice, tu știi de unde să predici din Biblie. Tu erai tânăr, aveai nevoie de îndrumare, dar acum știi. Știi ce zice Mudi în jurnalele lui? Niciodată până la sfârșitul vieții nu i s-a mai arătat Dumnezeu. Dar din noaptea aceea, audiența a crescut la zeci de mii, la sute de mii și la un moment dat chiar la un milion. Ce vreau să înțelegeți, noi vrem și noi Biserica Penticostală și Dumnezeu să ne ierte penticostalismul nostru și să ne ajute să fim oameni plini de Duh Sfânt. Generații de proroci am distrus, i-am făcut din ei agenți matrimoniali, am făcut din ei judecători, procurori, împărțitori, executori judecătorești. Să văd ce zice Domnul, să văd ce zice Domnul, să văd care e voia lui Dumnezeu. Îmi mai scrie câte unul pe, pe, Messenger, ador să le răspund. Frate, am auzit că ești proroc, am o cauză înaintea Domnului. Și îi spun, nu sunt proroc, pocăiește-te. Frați și surori, Voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă păziți de curvie. Punct! Voia lui Dumnezeu. Și dăm cu banul. Dar unde este independența noastră teologică, duovnicească, spirituală? Dar unde este maturitatea noastră? Noi nu știm ce trebuie să facem. Tot alții să ne spună nou, alții să ne ducă de mână, alții să ne țină lanternă. Ne păzește, mă, -mi. am speriat, iertați -mă. Sper că nu-i momentul să mă opresc. E și 30 de minute. Trebuie să înțelegi să faci ce știi. Frați și surori, spitalele sunt pline de oameni abandonați. Căminele de bătrâni sunt pline. Mulțumesc, domnișoare. Căminele sunt pline. Sunt bolnavi în biserică pe care nu-i vizitează nimeni. Abandonați. Știți ce trebuie să faceți. Noi slujitorii, săptămâna aceasta, în fiecare seară am fost plecat. Cred că sunt câteva mii de kilometri numai săptămâna aceasta. Știți ce trebuie să faceți. Rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru pastorul Cipri Bârsan. Rugați-vă pentru fratele păstor Titus Coroban. Sau cum e, Nu Corlățean, nu? Coroba, rugați, ăla e altceva, rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au luat premii, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Știți ce trebuie să facem? Frate, care-i slujba mea? zice, am 55 de ani, rugați-vă Domnului să îmi descopere. Păi măi, prietenei spun, când mă întreabă pe mine, e în dezavantaj. Păi tu trebuia să ieși la pensie deja și tu mă întrebi pe mine ce să lucrezi? Păi tu trebuia să fii obosit deja de slujire. Auzi, la 55 de ani el mă întreabă, nu știe care e locul lui în trupul lui Hristos. Tu știi ce să faci. Și Doamne, dă-ne această conștiință a darului lui Dumnezeu din noi și Domnul să ne ajute să lucrăm pentru împărăția lui. Dumnezeu întârzie să lucreze pentru că noi întârziem să ne mărturisim. Frați și surori, Zice David, mă, nu prea merg lucrurile, mor oamenii, mor oamenii și mor cu grămada și mor cu grămadă. Deja s-au autosesizat colegii lui și au zis, mă, nu prea mai merge harfa lui, 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 David cum îi mergea odată. Nu prea, nu prea ceva scârție. Și zice, cred că e obosit. Cred că e obosit. Și zice David, mă dor picioarele, mă dor picioarele, mi se topesc cu oasele s-a dus la medic ortoped și zice, da, osteoporoză, i-a dat pe acolo niște calciu, niște magneziu de fixare a oaselor. Și zice, dar la fel mă dor. mi se usucă vlaga, cum se usucă pământul de seceta S-a dus la medicul de familie, zice, ia ceva pentru imunitate, făți beurile, că e de primăvară. S-a injectat tot și a terminat beurile de două ori și le-a făcut. Cu șoldurile umflate s-a dus și a zis, nu se rezolvă problema. Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu și s-a declanșat binecuvântarea, iubită biserica lui Iisus Hristos. Când ni se pare că batem pasul pe loc, înseamnă că în adunarea lui Dumnezeu în biserică este de păcat nemărturisit. Și câtă vreme acan pune vina pe slujitor și refuză să se pocăiască, mor oamenii. 36 de soldați au murit și mai mureau 36, poate 36 de mii dacă nu ne mărturisim. Care sunt lucrurile acelea necurate de sub cortul caselor noastre? Care sunt lucrurile acelea necurate? Eram undeva, într-o țară, pe coasta Oceanului Atlantic, ca să nu vă dați seama. Și am vorbit despre cina Domnului și am făcut o paranteză. Când am vorbit despre paharul dracilor. Și când m-am dus acasă, fratele ăsta avea doze din alea puternici, așa, de răcorire, zice Și a început să plângă, bineînțeles că le-a aruncat și să știți ce mă doare? Că surorile de la noi din biserică au grup pe WhatsApp și ies în fiecare seară la terasă la bere. Surorile. Atunci l-am înțeles pe Pavel când a zis în tit, femeile bătrâne, să fie, și zice acolo câteva lucruri, să nu fie de date la vin. Să nu fie curioase să probeze șampanie. Să nu fie curioase să bea bere. Auzi aici, păi de ce medicul mi-a recomandat că nu am lapte? Pentru stimularea lactației. Fii serios, Și ce facem? Și zic, frate, băiatul meu să îmbată, să duce la discotecă, să drogează. Păi normal. Păi dacă el a crescut un an și două luni de zile cu lapte, cu bere, jumate lapte, jumate bere, normal că vrea bere. Există în anul 1, în anul 2. Lasă că vă dau eu rețeta dacă vreți, să fi pe criterii de vârstă. Numai să fiți neprihăniți, Doamne, păzește biserica, izvorul vieții de orice formă și inclinație de alcoolism și de alcool. Pentru că în momentul... Eu știu ce vorbesc și dacă vreți detalii vă pot da. Aproape la toate conferințele de familie și de tineret, primesc bilet și întrebarea, putem să bem cu alcool, fără alcool, blondă, șatenă, brunetă, roșcată. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de duh. Biserica preocupată de dezlegare la vin este biserica dezbrăcată de puterea lui Dumnezeu. Nu poate Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze acolo unde este băutura. Sunteți de acord cu mine? Normal că sunteți, că doar e Biblie. O zis unul, nu, dar frate Mihai, oare de ce insist așa mult aici? O zis unul, frate, s-a la păstor, vreau să-mi dai dezlegare la vin. O, zice păstorul, dar nu ești primul. Da, sigur că, da, pune-te pe genunchi. Doamne, sunt aici cu fratele. Te rog frumos să-l ajut să bea vin. Te dai sănătate să bea vin și toate și toate. Și dă Doamne, toate bolile fără leaca lui Timotei. Frate, fără asta. A, vrei vinul lui Timotei, dar nu vrei bolile lui. Păi câtă vreme există malucol, există colebil și alte prostii de medicamente. De ce să apelez eu la alte variante ocolitoare? S-ar putea să ne distrugem fras și surori. Când ați fost ultima dată la mărturisire? Ca individ, unul singur să trăiască în compromis și să fie în punct cheie al bisericii și bate pasul biserica pe loc. Și nu înaintează, nu înaintează și nu înaintează. Sper să nu se supere Cipri, poate ascultă predica aceasta, de eu vreau să-l ajut, pentru că eu vreau ca Biserica lui Iisus Hristos să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, pentru că se apropie Domnul nostru Iisus Hristos să vină și vreau cu toții să mergem acasă, nici o unghie să nu rămână în Egipt. Și dumneavoastră doriți, Doamne mântuiește familiile noastre, Doamne mântuiește copiii noștri și părinții noștri și Dumnezeu să-și proslăvească numele. Dumnezeu întârzie. Știți de ce mai întârzie Dumnezeu? E prea mare gălăgia lui Bal. Auziți aici. Am fost într-o biserică, eu mă înțeleg bine așa cu frații romi, numai ce am fost la ei pe Belfast. Pe Belfast. Niște oameni extraordinari în, în Irlanda de Nord. Niște oameni deosebiți. Și în țară, odată pe lună, dacă vrei să fii slujitor și să fii în, în temă și să fii la curent, trebuie odată pe lună să slujești într-o biserică de, de romi sunt, au ceva aparte, ceva special, îi ador. Și știți, și zice la un moment dat, unul dădea un îndemn, fraților, zice, era Elie, și s-a uitat la prorociul lui Baen și făcea mișto de ei. Și le zicea, strigați mai tare, că e în concediu Dumnezeu și nu vă aude. Făcea mișto de ei. Fiți atenți. Gălăgie mare. au luat bucăți de sticlă și își făceau pe ei tatuaje și urlau și strigau. Și nimic. Nimic. Aramă sunătoare. Chimval zângănitor. Și vine Ilie și spune, aduceți-mă aici să facem un pic de altar a făcut o rugăciune simplă. Doamne Dumnezeul cerului și al pământului, fă să se știe astăzi în Israel că Tu ești Dumnezeu, singurul Dumnezeu și nu este altul ca Tine. Aprinde jertfa asta și într-o secundă vine focul lui Dumnezeu și aspiră, prăjește jertfa, a aspiră toată apa și s-a demonstrat în Israel cine este adevăratul Dumnezeu. E prea multă gălăgie. Ba notificare de la TikTok, ba notificare de la Snapchat, Ba vine ceva de pe cineva, a apreciat, a dat o inimioară pozei de pe Insta. Ba vine pe Messenger și de acolo nu știu ce ofertă. Ba pe Facebook a pus o colegă la noutăți, nu știu ce chestii. Ba mai apare încă ceva pe Story, la Instagram. Notificare după notificare, după notificare, după notificare. Am avut ședință cu părinții. Sunt diriginte la clasa a 8. Și mi-au spus profesorii, nu venim la, la, ședință. Directoarea a venit și a vorbit ca un părinte plin de căldură. Dar și ce au zis colegii? Zice, vin și dorm, nu mă dorm cu capul pe bancă, terminați. Și am zis, mă, oameni buni, voi știți că vă iubesc. Dar vă pot și pogni, ne vă dați seama că nu pogneți, Doamne ferește, nici dacă o sută de ani aș mai sta învățământ, n-aș atinge pe niciun. Dar zic, îi pognesc așa verbal și le zic, hai să facem o analiză, dar vă rog să fiți sinceri. Și le-am dat un test la dirigenție. Știți care a fost media când am tras pe clasa mea? Șase ore pe zi, pe telefon, pe noapte, nu ziua asta, noaptea. Știți care este înșelăciunea diavolului în regim TikTok? Dacă vine satana și zice, mă, Uite, uite un film aici, trei ore jumate ține. Doi, lasă-mă, mă, mă, mă uită la un film de trei ore jumate, pierd vreme. Nu. Dar îți dă câte 49 de secunde pe TikTok și 49 de secunde după 49 de secunde și după 49 de secunde și se face 4 dimineața. Și îți morți de obosit, și îți depresivi. Și am primit mesaje în timpul pandemiei, domnul, să știți că vă iubesc, pentru că vreau să-mi pun capăt zilelor. Am luat o mână de pastile și mă mir cum de n-am murit. Păi n-ai murit, am zis că Dumnezeu te iubește și, trebuia să, și trebuie să mă rog pentru tine și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să-l aduc pe linia de plutire. Și ajung depresiv și îmbătrânesc la 17 ani. De ce? Din cauza că fii întunericului. Dumneavoastră stingeți becul și vă culcați și ei munceți mai mult ca dumneavoastră. Până dimineața la 3, la 4. Stau pe TikTok. Așa au zis una dintre, dintre, fete. Domnul zice, nu vă puneți cu ea. Nu vă puneți cu ea. E cea mai tare tiktokăniță din zonă. Păi, tocănița e de pește, măi. Râz, harapal, râzi, dar numai tu știi ce e acolo, în telefonul tău. Știți ce e curios? Telefonul nostru va fi un martor greu la ultima instanță. Cum poate nu e aici. Bun. Cum poate același telefon. Deci, mie mi-e rușine de aplicația eBible ca să tastez ceva incompatibil cu eBible, cu voia lui Dumnezeu. Cum lângă, lângă aplicația de eBible pe care o ai pe telefon să fie aplicația de TikTok sau de YouTube sau altceva și să tastezi imagini infernale, filmulețe infernale mi rușine de aplicația aia e Bible, mi -e groază de ea. Nu pot. N-am cum. Și va lua Dumnezeu toate desfășurătoarele noastre la judecată. Și telefonul nostru va vorbi împotriva noastră. Are mama ceva cu mine, de aia nu mă lasă pe telefon. Are tata ceva cu mine. Da, măi, vrea să fii normal, vrea să fii întreg la minte, vrea să fii... Știți ce s-a demonstrat? Este statistică sociologică. Pe măsură ce te uiți la o imagine dată de-a gata, livrată de-a gata, prelucrată de, 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 de orice motor din acesta de, de redare, Câte minute stai, atâtea minute creierul intră în standby, se blochează. El nu produce nimic. Primește totul de-a gata. Acum gândiți-vă dumneavoastră dacă șase ore pe noapte creierul e inactiv. Și mâine încă șase ore și po'i mâine încă șase ore și vrea să se însoare, dar el nu știe ce-i viața. Vrea să se mărite, dar am 18 ani, mami. Păi da, prietenă, draga mea, da, dar ai raportare de 12 ani. Tu vei fi mamă, vei fi soție, vei avea casa ta, vei avea un bărbat de îngrijit. Stimate mămici, astea sunt lucruri care să ne preocupe pe noi. Să ne creștem proprii copii și îl rog pe Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știu că avem nevoie de putere, știu că avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Noi am făcut o căciuliță și seara, deci la ora 9, jumate, nu ne prinde niciodată 10, iau căciulița, prima dată bag eu telefonul, chiar dacă după aia îl mai scot un pic, mai am de, pentru slujire, nu altceva, bagă soția și apoi ei nu comentează nimeni. La noi în casă niciunul nu comentează. Toată lumea bagă telefonul în căciuliță și toată lumea doarme. Că vreau creierul lui să rămână activ. Acum mai nou, e intrat, a prins drag de șah și aia mică se bucură că mi-a dat șah la trei ani. Și la, la mare deja, deja mă bate bine dacă mă las. Dar imaginați-vă pentru un copil de șapte ani care se luptă să-l bată pe taică la șah. Știți cum, cum merg secvențele la creier. Asta trebuie. Dați-le lor de lucru. Dumnezeu nu vorbește. E prea mare gălăgia lui Bal, prea multe, prea multe uh, uh, CNN și Antena 3 și România TV și B1 TV și ce mai făcut Volodimir Zelenski și ce câte tancuri s-au mai omorât ale rușilor și dacă se mai întâmplat ceva cu Vladimir Putin. Și atâta gălăgie în clasă, în casă la noi. Unde să mai auzi vocea lui Dumnezeu? Duhul Sfânt este un susur blând și sub este foarte sensibil, și când se asigură că e liniște în casă. Că nu zbiară nevasta la soț, soțul la nevasta lui și când se asigură că e totul în liniște, atunci se activează urechea profetică și atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vorbește la nivelul minții și aici este tărâmul revelației și când un astfel de predicator se ridică înaintea bisericii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară și aprinde jertfa. Doamne, mă rog pentru slujitorii altarului, ori de câte ori se va ridica la învonul acestei biserici, să lași focul Duhului peste ei, Doamne ajută-ne la aceasta dar pentru aceasta trebuie să facem liniște în interiorul nostru și aș vrea să vă mai amintesc un aspect Dumnezeu întârzie sau ni se pare că întârzie pentru că noi nu ne-am făcut partea noastră, revin la Ilie băieți zice aduceți-mă aici la dați în piatră lângă piatră Cetatea Aradului zice că s-a făcut cu cărămidă dată din mână în mână de la Ineu. Asta înseamnă aproximativ 70 de kilometri pe, 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 timpul Maicii Tereza, din, din Mariei Tereza, iertați-vă. Din mână în mână, din mână în mână, uh, 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 lanț uman de 70 de kilometri. Și zice, vă rog frumos să-mi dați aici niște pietre să zidim un altar. Ai, oh, greu, e, na, bine, hai, dă, dau pietrele. Bun. Acum, Vă rog frumos să luați târnăcoapele, frate Moise, dar după atâta betoneră și mortar, luați copele, și să săpați un șanț în jur de vreun metru așa. Ioi, și doi. Cu... și doi. Bun, frate Moise, gata să mai facă și domnul. Da, imediat face domnul, numai un pic. Până vă odihniți, luați gălețile în cap, duceți-vă în vale și aduceți apă și umpleți șanțul. Dumneavoastră știți ce înseamnă asta? Dumneavoastră știți ce înseamnă asta, să umple un șanț? În fine. Și după aceea n am umplut, l dat cu gălețile, le-au și spart, cred că erau de lut. Gata, nu mai vreau, nu mai vrem. Ajunge să mai facă domn. Dar face domnul imediat. Uite, cât vă mai odihniți, faceți o colectă, avem nevoie de 1000 de euro. Atâta costa un bou, atât costa azi. Un bou, așa, aproximativ de 200 de kg. 1000 de euro, 25 de lei porția. Vă, vă dau și secretul ăsta, dacă vreți să creșteți viței. Și uh, când s-a făcut toată treaba aceasta, zice, acum, băieți, după ce v-ați făcut treaba, dați-vă deoparte. Acum, și-a făcut o rugăciune simplă și-a coborât foc din cer. Știți care este marea problemă pentru care nu întârzie Dumnezeu să vorbească? Noi ne punem, uite, așa cu mâinile. Americanii i-au numit bostan de fotoliu și stăm acolo în fotoliu confortabil. Are și masaj. Șapte poziții de masaj. Și începem. Doamne, zidește altare în casele noastre. A, ah, mai și căscăm. Doamne, să apă șanțuri în jurul altarelor. Trimite-ne din America, Doamne, o mie de dolari să cumpărăm un bou. Trimite-ne apă, Doamne. Pe oameni. Mă. Niciodată Dumnezeu nu face ceea ce trebuie să fac eu și niciodată eu nu pot face ceea ce face Dumnezeu. Amin? Când eu am stat pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu și am cerut un mesaj pentru dumneavoastră și am studiat puțin pentru aceasta, acum am zis, Doamne, mă ridic în numele Tău, transmite bisericii ceea ce vrei Tu să transmiți. Și cred din toată inima că Dumnezeu va vorbit. Va vorbi Dumnezeu în seara aceasta? Simțiți zidire, sfătuire și mângâiere? A trecut Dumnezeu pe la dumneavoastră, pe la izvorul vieții? Eu îl simt aici, slăvi să fie Domnul în veci de veci. Aș vrea să cântăm o cântare împreună cu Sem și Bea. Și vreau să fac o recapitulare. Dumnezeu întârzie pentru că n-ai învățat lecția încercării. Ce-a Dumnezeu să-ți transmită? Era o cântare, oprește, Doamne, încercarea. Da, oprește-o, Doamne, dar după ce am învățat ce trebuie să învăț, Dumnezeu întârzie pentru că uneori răspunsul e nu. Soră și frate, e nu și gata. Am vrut să schimbăm mașina, măi, e nu. Dumnezeu întârzie pentru care ceva mai bun pentru tine. Are ceva și vei fi șocat când Dumnezeu îți va descoperi planul său. Dumnezeu întârzie, sau ni se pare că întârzie, că trebuie să mai facem și ce știm. Ne dă testul și așteaptă să vadă ce am învățat. Dumnezeu întârzie. Pentru că noi întârziem să ne mărturisim, frați și surori. Pocăința rezolvă 95% din toate problemele pe care le avem. Pocăința și mărturisirea. Dumnezeu întârzie pentru că e prea mare gălăgia lui Bal în casele noastre. E prea mare, prea multe notificări, prea multe televizoare, prea multe știri. Și Dumnezeu întârzie pentru că trebuie să ne facem și lucrarea noastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm această cântare, să ne închinăm, să ne rugăm prin ea. Și apoi voi încheia cu o rugăciune. Privește, oh, Doamne, la mine. Ochii Domnului sunt îndreptați spre tine în seara asta. Deci eu te chem din mari nevoi. mari nevoile tale, știm, dar ascult, le vede Domnul. Ascult, ascult, Aleluia! Ascultă, Doamne, rugăciunea celui doborât din tristare. Leagă ranile emoționale, spirituale, sentimentale, trupești. Pleacă-ți urechea, Doamne, și ascultă rugăciunea. O sana gloriei lui Sus înveci. Multe răni sunt în seara asta, Doamne, lasă-mă în Aleluia! Fii alinat prin Duhul Sfânt. Uneori și ușurarea e binevenită. Aleluia! Adă pacea Ta, Iisuse! curând voi merge într-un loc unde nu mai sunt lacrimi, nu mai e durere. Rătăcim în coace și încolo. Și Poate că ai pierdut busola, nu mai știi pe unde te afli. Maranata, vino Doamne în cale noastră. O sana lui Isus Hristos în veci de veci.

Domnul strigare în seara asta. A hotărât un răspuns pentru tine, o rezolvare la lacrimile tale. Aleluia! De aici începe cântarea veșniciei de, de pe pământ. Aici Să rămânem în duc de rugăciune Și vreau să fac o rugăciune Tată, înaintea mea în seara aceasta Sunt surori care nu mai au lacrimi Nu mai au putere să postească Nici măcar jumătate de zi Și chiar săptămâna aceasta Unele dintre ele au spus Doamne, mai contez înaintea ta Mai primești jertfa mea Mai e importantă, Doamne, pocăința mea Mai are valoare că nu mai pot posti Dumnezeu m-a trimis în seara aceasta, stimată soră, să spun, fii credincioasă în continuare, că El are în vedere ceea ce poate un om, nu ceea ce nu poate, să slăvit să fie Domnul în veci. Tată, te rog în continuare să primești, să privești spre rugăciunea celui doborât de întristare. Sunt aici frați și surori care au atacuri de panică, Doamne, lasă vindecare și seara aceasta să fie o seară zero pentru ei. Eu mă culc și adorm în pace că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Nu medicamentele, nu somniferele, nu Xanaxul dă liniște, ci liniște o dă Duhul Sfânt, te rog umple cu Duhul Sfânt în seara aceasta. Sunt aici oameni depresivi, Oameni care se luptă cu depresia, Doamne, noi credem că poți să vindești depresia în numele lui Isus Hristos. Și sunt oameni care cred că i-ai abandonat și cred că nu-ți mai pasă de ei, pentru că nimeni nu-i mai bagă în seamă, uneori au impresia că și slujitorii ignoră. În seara aceasta îți mulțumesc că mai trimis pentru cei nebăgați în seamă, pentru cei nenorociți, pentru cei amărâți, pentru cei triști, pentru cei neînsemnați ca să le spun că sunt copiii tăi și că îi iubești atât de mult și că sunt frații tăi, și într-o zi vei duce acasă în cer. Doamne Dumnezeul cerului și al pământului, mă rog, insist înaintea ta, pentru familia aceea care se confruntă cu probleme grave. După atâția ani de căsnicie au ajuns până acolo să pronunțe și noțiunea de divorț. Doamne, salvează familia aceasta în seara asta, privește la cei 22 de ani de căsnicie, Doamne, și te rog, salvează familia aceasta, Doamne, ai milă de copii să nu fie o rușine pentru biserică, Doamne, și pentru orașul acesta, în numele Lui Iisus Hristos, te rog, Tată, cunoști situația aceasta despre care eu nu știu absolut nimic. Doamne, întindeți mâna ta de Dumnezeu. Sunt aici copiii care nu-și pot ierta părinții. Te rog, în seara aceasta, întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca să nu lovești țara cu blestem. Doamne, lucrează în numele lui Isus Hristos. Binecuvintează, Doamne, pe cel care trăiește în minciună și te rog, Doamne, binecuvintează-l cu un duc de pocăință în seara aceasta, prin minciună se face transfer de paternitate și un pocăit devine fiu al diavolului dacă face mărturii mincinoase, Doamne, iartă minciuna și dă putere adevărul să locuiască în adâncul inimii noastre, doar acela va locui pe muntele Tău cel Sfânt, cel ce spune adevărul din inimă, păzește de compromis, de vicleșug. Sunt unii care au acceptat unele favoruri și au mințit împotriva altora. Iartă le doamne, iartă martorul necredincios și cumpărat doamne în seara aceasta, lasă pacea ta în familii. Sunt copii care adorm, terorizați seara din cauza certei dintre mamă și tată. Doamne, Dumnezeul nostru, te rog, ai milă de acești copii, dar ai milă și de părinții lor, Doamne. Tu ești Domnul păcii, tu poți să lași pacea în orice familie. Îți mulțumim, Isus, și te lăudăm. Tu poți să aduci înapoi chiar și pe tinerii care sunt prinși de droguri și de alcool. Doamne, reîntregește familiile, mântuiește pe cei dragi ai noștri, să ajungă lacrimile mamelor și ai ta taților înaintea ta. Trimite răspuns, Doamne, până la Paști, să vină vestea aceea așteptată, promisiunea aceea făcută prin prorocie, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Mă închin înaintea Ta, în numele Lui Iisus Hristos și te mai rog, dă putere fraților și surorilor care vor experimenta în această lună puterea Ta de Dumnezeu. Dă-le putere să mărturisească public intervenția Ta de Dumnezeu și să dea slavă și ca să se întărească. În numele Lui Isus m-am rugat. Îți mulțumesc și te laud în veci. Amen. un cuptor va veni în casa ta fragole pragole fraie. Zemanul praio, ochelai, vreau ca brode și mai! În urma acestei încercări, zice Domnul, că felai, să te urc o treaptă, grabole și taman freprai, să lucrezi mai mult cu tine, jamana bragelo Stai în ascultare, stai în supunere, grai felobrai, că va fi greu, vor fi lacrimi, brago taman da, Dar eu vor fi în control și, și puterea pe care ți voi da. Jebraghiu va veni din ce și nu de la om. Jebrai o okay, Iată că așa vorbește Domnul. Amin. Amin. Slavă lui Iisus Hristos, vă invit să vă reașezați. Mulțumesc Domnului că mă științează. Deja cuptorul pe undeva aș început, numai ieri, S-a stricat drujba, s-a stricat ATV-ul, am astăzi am spart vasul de la parbriz, ieri s-a stricat mașina de spălat, soția a spălat la mâini. Pentru că am început să construim biserica din Gheoroc, la Rusalii vom avea inaugurarea ei. Era duminica așa am zis, fraților, nu mai suport. Tot așteptăm să avem bani, bani nu vom avea niciodată, credința avem tot timpul. Și a zis, mâine la ora 4 am întâlnire, trebuie să plătim. Am organizat întâlnirea cu doamna să cumpărăm terenul, fără bani, avem 1000 de euro, dar nu se mai poate. Și ne-am rugat. A doua zi, la ora 9 și jumătate, am avut 8500 de euro, ne-am dus și am cumpărat terenul. După ce l-am cumpărat, am zis, dragilor, acum trebuie să construim biserică. N-am mai avut niciun ban. Și ne-am apucat de ea, ne-am apucat de o lună de zile și prin Harul lui Dumnezeu, este acoperită, coarnele sunt puse și uh, uh, celelalte lucruri. Până joi va fi acoperită și ne apucăm deja la tavane de uh, sâmbătă viitoare. De Rusalii vrem să avem inaugurarea pentru că la 300 de metri aproximativ de bisericuța noastră este spitalul din Gheoroc în care s-a născut fratele Gheorghe Bradin. Și atunci se face 100 de ani anul acesta și la 100 de ani vrem să facem ceva frumos. O să invit pe cei doi președinți, pe fratele Moise Ardelean, pe fratele Tipei și pe alți frați, vrem să facem un muzeu de poze cu, cu ceva frumos, ceva frumos. Ei bine, pentru aceasta o să vă cerem și dumneavoastră ajutorul. Nu vă cer colecte, n-am făcut asta niciodată și nici nu voi face. Acolo, la final, veți găsi niște cărți, altele decât aveți dumneavoastră. Știu că am mai venit odată la dumneavoastră și vă spun doar de cele noi. Aventuri pe croaziera de Tars este ca un jurnal de slujire, din culisele slujirii, are numai trei săptămâni, o găsiți acolo la sfârșit. De asemenea, pandemia de coronavirus, abordarea biblică a pandemiei, ei ne zic ce vor ei, noi avem varianta noastră. Să vedeți cum pe perioada pandemiei a strălucit Biserica lui Isus Hristos mai tare ca niciodată și cum în vremurile ce urmează, că va fi amenințare nucleară, că va fi război, Biserica lui Iisus Isus Hristos va străluci. E foarte important să avem această abordare și această perspectivă. Nu ne baricadăm în casă, ci trebuie să slujim. De asemenea, am venit în întâmpinarea unei dintre cele două mari crize din vremurile din urmă. Criza de credință și criza de iubire. Dragostea celor mai mulți se va răci. Reperele iubirii este o carte care vrea să aprindă focul iubirii în casele dumneavoastră și focul iubirii pentru Iisus Hristos. Această carte Dialog cu noua, deschis cu noua generație. De la conferințele de tineret am adunat biletele. Sunt acele întrebări pe care tinerii dumneavoastră nu îndrăznesc să vi le adreseze și dacă vi le ar adresa, vă va fi foarte greu să le răspundeți. A fost ca o mare binecuvântare, tot timpul am fost cu stocul pe, pe zero și tot timpul am comandat tot câte 500 sau câte 1000 și acum mai am slavă Domnului. Puteți să faceți un bine copilului dumneavoastră și să le luați. Ele nu costă niciun ban, asta nu înseamnă că sunt gratis, stați da, să ne înțelegem. Deci nu costă nimic. Dacă cineva dorește și nu are la el posibilitate să cumpere, poate să ia liniștit și să plece și Domnul să facă o rugăciune. Dar pentru ceilalți dumneavoastră, dacă doriți, puteți, nu are niciun preț, puteți să dați cât vreți dumneavoastră, niciun cent nu va intra în contul meu personal, ci vor intra în conturile bisericii. Și o să vă spun că în felul acesta, prin Harul lui Dumnezeu, am reușit până acum să adunăm 33.000 de euro în 3 luni de zile. Așa se face Că biserica este aproape gata, la roșu deja e undeva la 60%, și ne vom muta de Rusali. Puteți și dumneavoastră să contribuiți. Când o să veniți la noi, o să vă arăt. Uitați, metrul ăsta pătrat de pavele, e al dumneavoastră. Acum nu vi-l dăm să-l luați acasă, numai să vă uitați la el așa, să zâmbiți, să vă bucurați și atât și să intrați și să vă bucurați împreună cu noi în biserică. Vă iubesc din toată inima, aș vrea să vă spun în virtutea prieteniei cu fratele Mihai și cu fratele Cipri, mi-am asumat riscul de a fi eu însumi și de a mă lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima fiecare dintre dumneavoastră să luați partea de mesaj care vi se cuvine și nu risipiți nimic și nu bați jocoriți nimic. S-ar putea ce nu se potrivește dumneavoastră să fie prorocie pentru cel de lângă dumneavoastră. Lăsați acolo. Ce nu înțelegeți, lăsați că vă va lămuri Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă îmbrățișez, vă doresc noapte bune, vise duhovnice și nu uitați, rugați-vă pentru mine. Domnul mi-a zis că intru iar în cuptor, numai ce am ieșit din el. Dar dacă dumneavoastră vă rugați și Domnul e cu mine, voi și biruitor. Amin? Sunteți de acord ca Domnul să mă binecuvinteze? Amin. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Văd că frații se grăbesc. Ne-am bucurat în seara aceasta că Duhul Domnului ne-a cercetat. Dar, frații mei, nu plecați acasă. Dacă Dumnezeu a vorbit, nu plecați acasă fără să luați această hotărâre. Dacă în seara aceasta sunt prieteni aici și au simțit din partea Domnului că trebuie să.